Doamnelor și domnilor, un rând puternic de aplauze pentru Ramore! Când a venit pe scenă, băi, m-a fascinat. De ce? Pentru că a intrat cu cojones, tata. A intrat cu atitudine, a intrat pe calm. Ce aveți? Bine. Aia zic, tate. Mi-a luat paltonul. Ce suficient, dansează. Bună seara, ce bine, bună seara. Seara. V-a plăcut coreografia mea sublimă? Foarte mult, foarte. Seara asta a fost pentru domnul Mihai Petre. Ceva extraordinar. Pe minimal, așa. Vă mulțumesc. Dar din suflet. Sucă tata ochii pe zână. Bun. Proptiți-vă bine în scaune că urmează... Să vă dărâm tot ceea ce ați învățat voi până acum. Eu sunt tare supărat că trebuie să plec la capătul lumii. Trebuie, nu vreau. Trebuie să cobor. Stați liniștiți că nu sunt atât de nebun să cred că pământul este plat, cum zic conspiraționiștii ăștia. Au luat o razna. Pământul clar este rotund. Eu vreau să ajung la Polul Nord, să cobor în centru, la reptilieni. Da, aia zic. Dar ce râdeți, bă? Vedeți că nu știți. Există o societate mult mai avansată decât a noastră. În fine, nu vă mai dau detalii, că vreau să ajung acolo să pun bazele unei noi secte de bombardieri. Next level. De ce? Că nu mai am loc aici. Păi ce vremuri trăim cu metri. Mă duc la restaurant, ospătarul e ciocanar. Mă urc în taxi, taximetristul interlop, ați văzut? Primarii, bombardieri, țucă tata ochită Evanghelie, 14 milioane de euro. Ești nebun să fii cu minte acolo. Până și cerșetorii au devenit jăpcari în intersecții. Ați văzut cum să lipesc de geam? Ha, dibos, dă și... Când vine să-i și înjur, dar du-te, Doamne, iartă-mă, ce cauți în intersecție? Tu n-ai TikTok? Bine, bine. Da, bun, bun. Și mai avem și chestia asta, că tot ce ni se întâmplă, întotdeauna e altcineva vinovat. Este? E adevărat. Clar, nu? Așa că eu v-am găsit vinovatul suprem ca să puteți dormi liniștiți la noapte. Vă țineți bine, da? Acum e momentul. Hai! Noi nu suntem de pe această planetă, tati. Anu? Ce, mă? Noi am fost exilați aici de părinții noștri extraterestri. De ce? Că suntem violenți, bă, da. Da. De la BTS. Da. Apropo! Reptilienii cu extraterestrii nu prea să halesc așa între. E competitivitate mare, auzi, ce cădăcine ne este nouă cel mai frică. Păi ce frică să mai avem noi, bă, când noi am distrus orice obstacol ce ne-a stat în cale, gen bun simț, educație, valori morale. Da, aia zic, păi ei și pe mama lor. Să vină asta de la partea unui... Ideea este în felul următor. Că noi am fost exilați aici, după planeta Alpha Centauris, clar că n-aveam cum să venim după o planetă nesemnificativă, gen Beta Cocalarus. Nu. Pentru că cu toții suntem cineva. Cu toții avem o impresie bună despre noi înșine. Este clar că dacă nu ai o impresie bună despre tine, te numești depresie, ce naiba. Altfel, cum îmi explicați mie că au apărut atâtea academii de masculi alfa și femei independente? O să vă mai dărâm o credință. Masculii alfa nu scriu cărți. Cum ar fi să vezi un mascul alfa când vine acasă după ce a făcut el, a vânat mamuți, intră în cășcioara lui așa, se bagă în odaie, la o măsuță, ridică un caietel și începe să scrie: dragul meu jurnal. Oare familia mea ce zi am avut astăzi? Nu pot să scriu de emoția ce-mi curge prin vine. Ce metaforă am, da! Nu taci! Tot masculii beta au scris cărți uitându-se la masculii alfa cum le furau totul de sub nas. Bă, femei, prieteni, până și mama masculilor beta le spuneau:
Bă, tu de ce nu poți să fii un bărbat adevărat? Așa ca Ramore, că-i povestea mea, am tot drept. Da, da. Respect. Că așa au făcut și ei nenorociții. Ăștia beta au scris cărți și s-au pus personajul principal. Bă, cum se întâmplă și în ziua de astăzi în online. Își scoate telefonul, citește un paragraf scris de Sanchi, un mascul alfa, știi? Scoate telefonul, întâi aranjăm să nu fie vreun fiertele leu, mai deschidem 2-3 nasturi la cămașă și începi. Dragii mei, să vă spun cum să faci o femeie să-ți mănânce din palmă. Păi nebunulei, ce mascul alfa începe cu dragii mei în primul rând? Iar în al doilea rând să faci o femeie să-ți mănânce din palmă e simplu. Habibi, come to Dubai! N-ai bani de Dubai? O duci pe Germania, o ții numai în puf, știi cum zic? Da. Nu, beta ăștia au stricat valorile de la o generație la alta. Ei au inventat și masturbarea și mă refer la onanism, că mă refer doar la bărbați. Asta încă din perioada preistorică. Ia. Yeah. Pe timpul neandertalilor. Știți că noi suntem homo sapiens. O corcitură între homo neandertalis, ăia mari vânătorii, și homo erectus, aia cu legătorii gingași. Și s-a dus homo neandertalis ăsta, neandertalul, și le-a zis exact așa. Homo! It's canal. Doamne, doamne, doamne! Și aia gingașii s-au speriat. Ce au făcut? Ia alebus. S-au scos femeile la înaintare. Ia alebus. Și ăștia le-au luat. Le-au agățat așa și... le-au dus la ei în peștere, că de aici vine și termenul a agăța. Și au început să pună bazele speciei noastre intens. Păi și gingașii... tati. Aia, e. Dar și neandertalii ăștia la un moment dat au devenit mai selectivi, să săturaseră de alea mai vechi și voiau mereu altele noi. Așa că le-au făcut ordin de evacuare din peșteră, da, cu restricție să nu se apropie sala. Și alea aveau o durere în suflet, bă, că le-au dat afară, bă. Numai că ele nu puteau să exprime asta, că nu vorbeau, foloseau onomatopee de astea, niște sunete de sete, de foame. Așa că, de dragi, au inventat limbajul. Vă dați seama că progresul speciei noastre e din cauza că nu puteau bârfi femeile? Da, aia zic. Uite, bă, istoria omenirii aici, mă. Și apoi a început comunicarea. Vai, fata, ai văzut ce-i face lui aia? Nu, nu, nu ne-a făcut așa, ce animal. Lasă, fată, că știi ce avem noi și n-are aia? Stimă de sine. Și așa au apărut femeile independente. Păi de unde credeți, bă, că vine Dana Budeanu? Stați cu minți. Stați cu minți. Bine, mă! Să revenim la părinții noștri extraterestri. Ei mai vin din când în când și ne dau târcoale. Iar primul lucru pe care îl fac când ajung în spațiul nostru aerian, știți care e? Cruce. Moară familia mea, Danu Nachi, ce e aici cu metri? De ce vorbesc așa? Că au downloadat Romanian Pack Language? Da unde? Că n-au bani. Dar pe torrent, piratat, clar. Familia mea, Danu Nachi. Cum nici lor nu le place munca? Mâine, pui mâine, vezi că ne fac concurență la Alba Neagra. Da, bă, și ăștia au tehnologie, bă, nu ca noi cu păturii, ca cu oamenii în jur. Nu, tate, ăștia vin cu holograme, cu animații în jur, dar ți-e și mai mare dragul să pierzi bani acolo, bă, băiat. Da. Bine, nici ai noștri nu o să-i lase așa și o să fac o echipă de cercetași. Miros să fim. Și în 2 ore le găsesc nava. E deja reorganizată, catalizatorul în drum spre Polonia. Toate display-urile luate și vândute la ăștia cu cripto să vadă mai amplu pe perete cum pică bitcoinul. Și restul, ce mai rămâne fer, la topitate facem ghiuluri și lanțuri pe care să le jucăm tot cu ei la Alba Neagra, să învățăm și noi stilurile. Bravo, bă, Ramore, bă! Wow. Pentru că meseria nu se învață, meseria se... Nu, tati, se dobândește prin muncă și devotament. Asta a fost, da, ce a făcut. Wow!